Aflăm ce ne-a pregătit vremea pentru ziua de astăzi, dar și pentru următoarele zile de la colega mea, Andreea Vlaicu, pregătită cu toate informațiile deja. Andreea, bună dimineața, bine ai revenit! Bună dimineața, Andrei, bine te-am regăsit, bună dimineața tuturor! Aș vrea să încep prin a vă spune că meteorologii au emis în această dimineață două avertizări naucastii în cod galben de ploi și vijelii, valabile până la ora 9 pentru județele Botoșani, Suceava și Neamț. Acolo vor fi averse torențiale ce vor determina acumulări de apă de până la 35 de litri pe metru pătrat. Va cădea grindină de mici dimensiuni și vorbim chiar și despre vijelii. Dar știrea zilei, ca să spun așa, este faptul că se întoarce canicula. Începând de mâine, disconfortul termic va deveni accentuat în zonele sudice și vestice și deja vom vorbi despre caniculă pe arii restrânse mâine, dar de mâine încolo această aria a caniculei se va extinde în majoritatea zonelor din sudul și din vestul țării. Temperaturile maxime de astăzi vor fi încadrate între 24 și 34 de grade, mâine urcă până la 36, iar vineri maximele vor fi cuprinse între 29 și 39 de grade. Așadar, disconfortul termic va fi unul foarte accentuat. Temperaturile pe care le vom resimți noi vor fi mai ridicate decât ce indică termometrele. Nu scăpăm de ploi astăzi, ele vor fi prezente în zonele montane, submontane, în centrul, nordul și estul țării. Acolo vor fi ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Meteorologii prognozează acumulări de apă de până la 40 de litri pe metrul pătrat în anumite zone și izolat vor fi chiar și condiții de grindină. Vor fi 27 de grade la Sibiu și Cluj-Napoca, cel mai cald în vestul țării, 33 de grade Arad și Timișoara, 32 de grade Craiova și o maximă de 30 de grade pe litoral. În capitală astăzi este cât de cât plăcut din punct de vedere termic, aerul este încă respirabil, maxima nu trece de 33 de grade la amiază, însă de mâine încolo se încălzește și în București, iar joi vorbim deja despre caniculă, așadar disconfort termic accentuat și în zona capitalei. La malul mării sunt așteptate ceva ploi astăzi, în a doua parte a zilei în special, ele este posibil să fie însoțite de descărcări electrice, însă maxima nu trece de 30 de grade la amiază. La munte este mai frig și acolo vă spuneam că va ploua ceva mai mult, cantitățile de apă vor fi însemnate și posibil și vitezele vântului să fie ceva mai mari. O maximă de 19 grade la Sinaia, 23 de grade Predeal și doar 13 în Ceahlău, mai frig acolo. Acestea au fost informațiile despre vreme.